descoperire pe care am avut-o din partea lui Dumnezeu a fost că într-o seară am văzut un medic în vedenie care a intrat într-un salon de oameni. Și văzând medicul ăla care a intrat în cameră, am văzut în spatele lui, am văzut o siringă care avea acul și în mâna cealaltă o sticluță. Și sticluța avea capacul negru. Și ceea ce Dumnezeu mi-a spus și mi-a făcut descoperit este că nu este îngăduit. Nu este îngăduit. Asta mi-a spus Domnul. Am văzut o lumină așa de mare și corpul meu se vârculea în pat, așa, capul și corpul, în stânga și în dreapta, la 3 dimineața. Și am văzut în vedenie, în somn, așa, o lumină de nu puteam vedea în fața mea, dar o lumină ca lumina soarelui. Și spunea așa, în legătură cu vaccinul, știam că zice, vai de cei, vai de cei care au făcut vaccinul, vai de cei care învață pe alții după ce că fac ei, de genul. Spune așa, vai de cei care nu spun ca să nu-l facă. Deci am rămas așa, m-am trezit, Doamne, și m-am pus și m-am rugat la 3 și la Domnul i-a plăcut foarte mult. Rugați-vă și nu faceți vaccinul, vorbesc în modul foarte serios, n-am niciun interes. Eu mi-am făcut partea pentru că vocea aia mi-a spus în somn așa, în lumina aia mare, vai de cei care nu spun, vă rog în numele lui Iisus să nu faceți.